Echipa CSM Chimia Râmnicu-Vâlcea a triumfat la turneul final al campionatului național de junioare, programat în perioada 31 mai-4 iunie la Comănești. Chimia a câștigat grupa a doua cu 3 victorii din tot atâtea jocuri, 29-25 cu CSM București, 32-31 cu Phoenix Baia Mare și 30-21 cu Danubius Galați. Calificată în semifinale de pe primul loc, echipa vâlceană nu a avut emoții în penultimul act, unde a trecut sâmbătă de CSS Slobozia cu scorul de 27-21. În finală duminică, Chimia a spulberat pe Danubius Galați cu 33-23 și fetele pregătite de Nicoleta Lazar au câștigat astfel medaliile de aur. Echipa vâlceană a fost condusă la turneul final de Nicoleta Lazar și Simona Gogârlă, fustă internațională, ce s-a implicat mult în pregătirea echipei, unde lider este fata sa, Alicia. Și chiar mă bucur că am venit cu medalia de aur, am muncit foarte mult pentru acest lucru și, sincer, acum chiar e un vis îndeplinit. Au fost meciuri grele, cu echipe foarte bune, dar am reușit să le câștigăm pe toate, fiindcă am lucrat în echipă. Sunt foarte mândră de fetița mea, de copilul meu. Încerc pe cât posibil să fiu alături de ea și să o ajut la antrenamente, să-i dau cele mai bune sfaturi. Sunt fericită pentru că a reușit să ajungă acolo unde și-a propus până acum, până la vârsta asta. Îmi doresc foarte mult să fie sănătoasă, să nu se schimbe, să rămână tot așa cum este ea, pentru că este un copil extraordinar, cu un caracter frumos. Să mă depășească, eu nu vreau să mă depășească, să ajungă pe culmile cele mai înalte, pentru că merită și știu că muncește foarte mult, fiind alături de ea în fiecare zi, și face foarte multe sacrificii și chiar merită lucrul acesta. Nicoleta Lazar este convinsă că elevele sale de astăzi vor ajunge peste câțiva ani handbaliste de mare valoare. Practic, turneul final a fost alcătuit din 8 echipe împărțite în două grupe, grupa A și grupa B. Noi am făcut parte din grupa B cu 4 echipe, 3 echipe foarte, foarte bune. Danubius Galați, cu care de fapt am jucat finala, Phoenix Baia Mare și CSM București, o echipă cu mari pretenții. Ne-am calificat pe primul loc în grupă, am câștigat toate meciurile și la scoruri destul de mari, de mari, și astfel am jucat finala cu aceeași echipă cu care am fost în grupă. Fetele au fost felicitate și de către Federația Română de Handbal, Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Vâlcea, dar și de către conducerea clubului CS Chimia, care le-a organizat o mică premieră și în sala Traian. Eu am lucrat foarte mult cu generația de 2000-2001 la Centrul Național de Excelență, unde vă pot spune că am câteva jucătoare de mare valoare, de un mare viitor. Chiar o să fie o surpriză, după discuția care o să am cu președintele Federației Române de Handbal, deja pentru unele fete din Centrul de Excelență de la grupa de 2000-2001 am cereri către Liga Națională și acest lucru nu face decât să mă bucure foarte mult. Urmează generația de 2002-2003, cea care o are și Chimia Râmnicu-Vâlcea, deci fetele care au câștigat medalia de aur, sunt jucătoare de mare viitor, deci sunt foarte multe jucătoare care sunt de perspectivă. Este o mare bucurie pentru că o echipă de handbal, chiar dacă este de junioare, a adus aurul la Râmnicu-Vâlcea. Știți că vorbeam și în emisiunile anterioare cu dumneavoastră la emisiune, deci ne pregăteam pentru această finală cu emoții foarte mari și speram că vom obține medalia de aur, dar știți, tot timpul îți faci probleme pentru că se pot întâmpla multe, Doamne ferește, adică te gândești că se poate să accidentează vreo jucătoare și nu știi cum stau lucrurile în timpul campionatului. Vreau să le felicit și pe antrenoarele echipei, pe doamna Cristina Rouă și Nicoleta Lazar. Aș vrea să felicit conducerea Clubului Sportiv Chimia Râmnicu-Vâlcea, fără de care nu se putea obține această performanță, acest rezultat. Aș vrea să felicit părinții copiilor care, fără de care acești copii nu ar fi putut pleca din casă fără să facă sau să se ducă în fiecare zi la antrenament sau să se ducă în perioada și în weekend să se ducă de fiecare dată la competiții sportive. Acest rezultat, locul întâi la junioare 3, este un rezultat care
a fost, care este obținut cu trudă. Chimia Râmnicu-Vâlcea a câștigat titlul cu 14 handbaliste, dintre care doar 3 jucătoare în linia de 9 metri.